Bună ziua, mă numesc Andrei și astăzi vă voi vorbi despre diferențele dintre cămila bactriană și dormaderul. Dormaderul se deosebește de cămila bactriană prin cocoașa singurală. Se mai deosebesc la păr pentru că cămila bactriană are părul mai lung decât dormaderul. Dormaderul este cel mai întâlnit în continentul Africa, în deșertul Sahara. Iar cămila bactriană este cel mai întâlnită în continentul Asia, în deșertul Gobi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați.